Vedem acum imagini cu momentul impactului dintre o mașină de teren și un camion în urma căruia patru oameni au murit. Tragedia s-a petrecut în Sibiu, iar imaginile arată cum autoturismul de teren iese de pe un drum lăturalnic fără să acorde prioritate. Este momentul în care pur și simplu este spulberat camionul care circula regulamentar. La fața locului au ajuns imediat pompierii și medicii care au început manevrele de resuscitare. Din nefericire, cel care a provocat accidentul un bărbat de 71 de ani, dar și cei trei pasageri, două femei și un bărbat, nu au mai putut fi salvați. În urma tragediei traficul a fost blocat, iar polițiștii fac acum cercetări ca să afle cum s-a întâmplat acest accident. România. au